Bine ați venit, sunt Ciprian Faraon, gazda programului InfoBiz. În ultima emisiune v-am vorbit despre surse alternative de finanțare, respectiv de IMM Invest, un program care se pare că înregistrează un real succes, cel puțin din punct de vedere al subscrierii pe platforma immeinvest.ro. Peste 50.000 de întreprinderi mici și mijlocii s-au înscris în acest program de finanțare. Rămâne de văzut câte vor fi declarate eligibile din perspectiva programului și câte vor fi bancabile, după analiza de risc și a planului de afaceri prezentat băncii. Principala problemă cu care ne putem confrunta în perioada următoare, după ridicarea parțială sau în întregime a restricțiilor, este să nu avem cui să ne mai adresăm. Piețele noastre să fie afectate grav și nevoia de bunuri sau servicii pe care le putem produce și furniza să nu mai existe. Astăzi vă voi prezenta o soluție alternativă pentru continuitatea afacerii noastre, astfel încât cei care sunteți în dificultate, urmarea crizei generate de COVID-19, să aveți încredere să o accesați. Este vorba de licitațiile publice, deci de colaborarea cu statul, prin instituțiile sale ori prin companiile de stat care emit cereri de produse și servicii prin intermediul platformei e-licitații.ro. Această platformă găzduiește sistemul electronic de achiziții publice. Nu e ușor să lucrezi cu statul, însă vă încurajez să accesați această facilitate. În perioada de criză, statul, prin investițiile pe care le face în diferitele domenii, cu bani de la bugetul statului ori cu bani europeni, are nevoie de mediul privat să le pună în aplicare. Aici poate fi rolul dumneavoastră, șansa pe care o aveți să puteți depăși cu bine perioada ce urmează. L-am invitat pe domnul Eugen Cojoacă, președinte al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, să ni se alăture aceste emisiuni pentru a putea dezbate subiectul licitațiilor publice. După intervenția domnului Cojoacă, vă voi prezenta succint etapele pentru subscrierea unei licitații publice. Bună ziua, domnule Cojoacă, vă mulțumesc pentru disponibilitate, mă bucur să vă am alături, chiar și online, în această emisiune. Bună ziua, și eu mă bucur pentru această invitație și aș vrea să fac o completare. Sunt aici nu neapărat în calitate de președinte ANAP și de cadru universitat, în cadrul Universității Politehnice București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, unde am acolo câteva cursuri și predau. Am amintit acest lucru că pe parcursul interviului vreau să vă spun anumite lucruri și cred că un subiect va fi și transformarea digitală a administrației publice centrale și locale. Este un subiect pe care de altfel îl vom dezbate pentru că cred că este de interes pentru antreprenori. Subiectul licitațiilor publice, din punctul meu de vedere, poate fi de actualitate pentru multe IMM-uri, mai ales în aceste vremuri de criză, rezultatul pandemiei COVID-19. Motiv pentru care, cel puțin din experiențele mele de antreprenor și am spus mai devreme, în anii 2008-2010, în an de criză, am ales să subscriu licitațiilor publice, devenind pentru firmele pe care le reprezentam o gură de oxigen, având în vedere că tot ce ținea de mediul privat a început să scadă dramatic, contractările cu mediul privat, chiar având peste 12 ani de activitate exclusiv în zona privată, pur și simplu nu mai erau sustenabile activitățile doar adresându-mă mediului privat. Și atunci am ales să ne orientăm și spre instituțiile publice, spre licitații publice și vă spun cu toată sinceritatea că nu regret, chiar dacă la vremea respectivă am descoperit multe neajunsuri, unele poate chiar de natură legislativă, altele de natură organizatorică, a celor care reprezentau instituțiile publice, însă per total m-am declarat mulțumit. Vă mărturisesc însă că, spre deosebire de anii 2012-2016, anii pe care eu i-am experimentat în licitații publice, din perspectiva ofertantului
astăzi am putut să observ o îmbunătățire considerabilă pe de-o parte a platformei e-licitații.ro, pe de altă parte a platformei Agenției pentru Achiziții Publice. Se vede foarte clar că veniți cu foarte multe avantaje pentru antreprenori, astfel încât prezentați ghiduri de bună practică, faceți sondaje tocmai pentru a îmbunătăți probabil aceste platforme. Veniți cu informații în sprijinul antreprenorilor. O primă întrebare ar fi dacă este o abordare nouă de management, ori este rezultatul unor directive ale Comisiei Europene sau ambele. Părerea mea că este și o abordare nouă în contextul în care suntem obligați să ținem cont de directivele europene. După cum știți, achizițiile publice în România au început cu Ordonanța 60, încă la începutul anilor 2000, după care în 2006 a apărut Ordonanța 34, care a suferit o serie de schimbări și îmbunătățiri pe parcursul vieții acestei ordonanțe, după care la începutul anilor 2016 au apărut cele patru legi, legea 98 pe 2016, 99, 100 și 101 și normele metodologice de aplicare a celor două legi, HGU 395 și HGU 394. Avem o evoluție bună a achizițiilor publice în România, inclusiv a platformei SEAP. A plecat din anul 2002, a fost înființată platforma SEAP. Este, cred că, proiectul, dacă pot să spun, cel mai longeviv din România, proiect informatic, mă refer, cel mai longeviv. El a fost în anii 2016 îmbunătățit, au fost absorbite niște fonduri europene și s-a făcut proiectul SICAP, o îmbunătățire a proiectului SEAP, și lucrurile, am zis, au evoluat și au evoluat spre mai bine. Conceptual, lucrurile s-au schimbat, adică avem achiziții centralizate pe anumite domenii, încercăm să obținem niște prețuri comune pe anumite segmente din achizițiile publice, încercăm să înființăm aceste achiziții centralizate și la nivel regional, în așa fel încât să ajutăm și primăriile unde acolo sunt probleme și sunt probleme destul de mari datorită lipsei de calificare a personalului din primării. Și sunt primării mici care au câțiva angajați și nu poți să pui un angajat să știe de la achiziții până la nu știu ce mai au ei acolo de făcut. Am evoluat în domeniul transparenței. Știți foarte bine că acum se scot în consultare anumite proiecte și ANAP-ul va scoate un sistem informatic în consultare în săptămânile, în săptămânile viitoare. Cred că o transparență mai bună duce la o competiție cât mai bună în zona de achiziții publice. Avem și instrumente noi introduse ca obligații, și anume documentul unic de achiziție publică, acel DUAE, care se importă prin cadrul platformei SEAP și se vede în cadrul tuturor statelor membre europene. Și sunt o serie de îmbunătățiri în acest domeniu. Dar din perspectiva antreprenorilor, a IMM-urilor, există vreun program prin care dumneavoastră, eu știu, promovați accesarea platformei sau, după caz, explicați pe larg ce înseamnă licitațiile publice și avantajele pe care le oferă? Vă spun asta pentru că cel mai probabil, și rețin și din anii 2012-2016, imaginea licitațiilor publice nu era una cea mai sănătoasă. De cele mai multe ori, opinia publică sau chiar mass media tindea să pună o amprentă oarecum negativă asupra companiilor care participau în licitațiile publice,
creând o imagine generală negativă și cred că a îndepărtat foarte mult și mediul de afaceri de această zonă. S-a lucrat cumva în această perioadă la construcția unei imagini mai pozitive, mai credibile? Da, s-a lucrat și au fost câteva decizii majore, aș spune eu, în acest sens, și anume marile proiecte, marile contracte sunt împărțite, există obligativitate legală să fie împărțite pe loturi. Fiind împărțite pe loturi, atunci aceste IMM-uri pot accesa, nu trebuie să vină pentru tot contractul, poate să vină pentru un lot, având costuri mai mici pentru scrisori de garanție, pentru întocmirea ofertei. Deci s-a deschis și către zona aceasta de IMM și s-a mai creat un mecanism care este la început, a fost timid accesat, dar eu sper în perioada viitoare să fie cât mai puternic accesat, și anume majoritatea IMM-urilor vin în cadrul licitațiilor subcontractori către marile firme. S-a creat posibilitatea ca autoritatea contractantă să facă plăți direct acestor subcontractanți. Au început, să știți, timid, dar au început. Marile probleme, liderul de asociere încasa banii, iar IMM-urile primeau acele plăți după un timp destul de îndelungat. Da, rămânând tot în zona încrederii și a transparenței pe care antreprenorii, pe de o parte, ar trebui să o perceapă și mai departe să o aibă la nivelul licitațiilor publice și asupra celor care organizează aceste licitații publice, v-aș întreba dacă a existat vreun motiv pentru care, înțeleg, la sfârșitul anului trecut s-a schimbat norma de control, mai exact, din controlul ex ante, care era voluntar și experții în achiziții de cele mai multe ori înțeleg că bifau acest control, probabil cei care erau mai ales de bună credință și sper ca cei mai mulți să fi fost de bună credință și de bună intenție, bifau acest control ex ante voluntar tocmai pentru a se asigura că construcția dosarului de licitație era făcut sănătos și nu ridica probleme. Înțeleg că acum s-a trecut la un alt mod de control, respectiv aplicarea unui procent de 5% pe licitațiile pe care acea autoritate contractantă le-a încărcat pe platformă, un fel de verificare prin sondaj. E un motiv pentru care s-a făcut trecerea dintr-o zonă de voluntariat, să zic, al cerinței de control la varianta în care agenția verifică doar cele 5% din licitații? Da, prin ordonanța 114 pe 2018, acea celebră ordonanță, a fost schimbat și din verificarea obligatorie făcută prin mecanism de către ANAP, s-a trecut la verificarea voluntară, fără a se discuta în prealabil Comisia Europeană. Comisia Europeană a început acele mecanisme, urma un infringement pe zona aceasta și atunci prin ordonanța 23 din anul acesta, din luna februarie, am schimbat și din acel 5% voluntar am trecut la 10% obligatoriu. Avem un proiect cu Banca Mondială și BEI, prin care am creat un mecanism de selectare ale acestor licitații, ale acestor documentații, acel procent de 10%, și ele sunt în funcție de intrate în acest mecanism, în funcție de mai multe criterii, cum ar fi risc, valoare, proveniență, fonduri, sunt mai multe criterii. Intră în acest mecanism și sunt verificate de la început documentația până la finalizare. Iar ceea ce am introdus ca noutate a fost, exista, dacă pot spune într-un limbaj neacademic, acel ping-pong. În momentul când încărcai o documentație
și o verifica ANAP-ul, în medie erau cam 7 respingeri pe acea documentație. Dura 10 săptămâni, undeva la 70 de zile, numai să treci cu documentația în pasul următor. Atunci, prin ordonanța 23, am spus așa, se va respinge o singură dată, să dau un set de măsuri ce trebuie luate de către autoritatea contractantă și de curând am introdus încă un feedback, dacă îl pot numi astfel, după ce se respinge o dată, se dau acele măsuri, autoritatea contractantă și au măsurile de remediere și publică singur, deci nu mai publică ANAP, publică singur în SEAP acea documentație, în termen de 5 zile lucrătoare, noi mai intervenim și dăm un feedback. De ce? Dacă cumva din 10 măsuri, de exemplu, pe care le-am dat de remediere, au fost implementate numai 8, vrem să-i atenționăm și să-și ia măsuri de remediere pentru a nu fi probleme și la finalul procedurii a se cere nulitatea contractului. Deci este o măsură de prevenție, a mers pe întărirea prevenției foarte, foarte tare și descurtarea termenului în același timp. După ce se publică aceste documentații, avem și termene pentru comisiile de evaluare. Eu știu că s-au cam supărat în cadrul autorităților contractante, dar operatorii economici, fie ei mari operatori sau IMM-uri, au niște costuri și costurile nu sunt foarte mici pentru a ține acele oferte valabile. Și atunci, pentru procedurile simplificate, am propus 20 de zile lucrătoare, ceea ce nu este puțin și nici foarte mult, până la urmă este o lună întreagă, și pentru marile proiecte vorbim aici de 60 de zile lucrătoare, adică aproximativ 3 luni calendaristice. Practic sunt zile care încep de la momentul încărcării, lansării procedurii până la închiderea ei, nu? Când spunem cele 20, respectiv cele 60. Da. Credeți că, ok, sens ar face cu siguranță, însă credeți că ar fi posibil ca toate aceste documentații să fie verificate? Adică toate licitațiile încărcate există, probabil că e o lipsă de resursă umană sau ar fi poate imposibil să treceți printr-un filtru toate documentațiile încărcate în SEAP? Mă gândesc tot la încrederea pe care ar transmite-o participanților la licitații, știind că este acolo un organism independent care verifică instituțiile, autoritățile contractante care încarcă aceste documente. Credeți că e posibil așa ceva? Ar putea să o facă ANAP-ul? În SEAP avem anual în jur de 35.000 de proceduri. Nu sunt puține. Ca să verificăm de la început până la sfârșit toate aceste proceduri, cred că ne-ar trebui o resursă umană cu mult ce avem peste momentul de față. Noi am propus acest 10% din documentații tocmai pentru a nu fi blocaje, adică vrem să ajutăm, nu să blocăm sistemul de achiziții publice în România. Dacă vedeți inclusiv declarațiile la nivel european, mai multe voci spun că domnule, statul ar trebui să investească foarte mult în economie, gen planul Marshall pe care cred că toată lumea a citit și știe despre el. Deci ar cam trebui să fim pregătiți în perioada imediat următoare de după COVID, în așa fel încât să întărim zona privată, operatorii economici care vor contracte într-un mod cinstit și transparent și să nu îngreunăm și așa, eu cred că noi am avut o supra-birocratizare a achizițiilor publice, inclusiv a fondurilor europene. Adică să încercăm să simplificăm, dar nu în orice condiții. Totuși, legalitatea trebuie să fie pe primul plan. Și transferând cumva responsabilitatea sau lăsând responsabilitatea în sarcina celor care inițiază licitațiile. Probabil că și aici înțeleg că sunt autorități care, pe de-o parte, nu ar vrea să fie implicate în acest proces de verificare, de control ex-ante, și aici mă refer inclusiv la ANAF sau alte instituții, cumva înțeleg că au fost situații în care autoritățile contractante, după
lansarea unei licitații publice, s-au trezit cu contestații serioase, cu acuzații și se încerca cumva transferul de responsabilitate pe celelalte instituții. Mă refer aici ANAF, pentru că au fost prezente în, procedură. Probabil că fiecare încearcă să își asume răspunderea pentru ceea ce face și atunci cred că face sens într-adevăr să, mutați cât se poate din responsabilitate pe autoritățile contractante cu speranța că sunt de, bună intenție. Aici aș veni și aș completa chestiunea experților în achiziții publice, o funcție care a fost reglementată relativ recent în, COR, în, clasificarea ocupațiilor din România. Însă am rezervele mele legate de pregătirea acestor persoane, pentru că e bine știut că o primărie, un OAT, și ați făcut mențiunea puțin mai devreme la cele comune mici, au într-adevăr obligația să-și angajeze acest expert în achiziții publice pentru a putea derula proceduri de achiziții publice, ori să externalizeze acest serviciu, dar fără să transfere responsabilitatea. Responsabilitatea este în continuare la ei. Dar, sincer, mă tem că simpla denumire de expert în achiziții publice pe care o acordă o instituție sau alta unui funcționar public nu este suficientă. Și aici v-aș întreba pentru tot felul de, ocupații liber profesioniste, spre exemplu, se fac din an în an evaluări, reevaluări, recertificări. Oare n-ar fi indicat ca ANAP sau, eu știu, o altă instituție după caz, pe acești experți în, achiziții să-i testeze, să-i reconfirme pregătirea atât din punct de vedere legislativ, din punct de vedere al modului cum înțelege să, pună în aplicare legea, astfel încât să evităm neajunsurile din documentațiile pe care ei le încarcă, pentru că nu vreau să transfer, gândesc cumva acuzativ că acel expert în achiziție o face intenționat, dar pur și simplu dintr-o lipsă de pregătire ori de actualizare a informațiilor legislative greșește. Poate documentația trece, este încărcată în SICAP, după care evident apar problemele, suspiciunile, mediul de afaceri devine, eu știu, deranjat pentru că înțelege că probabil au fost acolo interese și uite așa în lanț toată lumea are de pierdut. Există vreo posibilitate din partea ANAP-ului să controleze această situație? Da, foarte bună întrebarea dumneavoastră. Expert achiziții publice, acel certificat pe care le eliberează firmele specializate se dă în urma unui curs de 40 de ore. Este extrem, extrem de puțin. Ca să vă dau un ordin de mărime, în ultimii 8-9 ani s-au eliberat în jur de 70.000 de aceste certificate. Mă scuzați, din păcate, multe dintre aceste firme care organizează astfel de cursuri, și nu numai pentru expert în achiziții publice, și pentru alte încadrări, calificări, clasificări, vă spun că, în cea mai mare măsură, situația stă în felul următor. Acei participanți, cursanți, nici măcar nu se duc la cursuri. Primesc diploma în mare măsură cu, multă ușurință. Deci ne putem aștepta acea diplomă, acea calificare pe care o primește pentru expert în achiziții publice, de fapt să fie o banală hârtie, iar cunoștințele lui să fie spre zero, dacă nu chiar zero. Atunci, părerea mea că un expert în zona de achiziții publice poți să-l numești expert după câțiva ani de, lucru. Vorbim de peste 1000 de articole în cele 4 legi plus normele de aplicare pe care trebuie să le cunoască, nu să le știe pe din afară, măcar să cunoască principiile, unde să le caute și
cum să acceseze aceste lucruri. Noi avem un proiect, se numește Sipoca 625 și am avut deja o discuție cu colegii, fiind atât de mult, atât de mare personalul care lucrează în zona de achiziții publice, ne gândeam să facem niște cursuri online, astea sunt posibilitățile, și să identificăm o platformă de e-learning pentru a da aceste examene. Mai apar suspiciuni, vă dați seama, și în cadrul acestei platforme de e-learning, dar aș face în așa fel încât să facem în etape, adică, nu știu, expert tip 1, tip 2, ca să evolueze puțin și cursurile să se întindă pe o perioadă mai mare și ulterior să dăm ca obligație să aibă la dosarul profesional până la cel mai înalt nivel. Este o problemă, să știți, calificarea forței de muncă în această zonă. În paralel, intenționăm să venim cu măsuri din zona digitală pentru a limita cât mai mult interacțiunea umană cu în zona platformei. Adică să creăm și o să vă explic exact despre ce este vorba. Cam astea sunt măsurile pe care intenționăm să le luăm. V-aș mai întreba, e o chestiune care cred că ajută nu doar Sibiul, orașul în care m-am născut și trăiesc, însă faptul că Sibiul este un oraș turistic și activitățile economice se învârt în destul de mult și în zona de turism. O anomalie pe care am constatat-o și eu, mi-a fost cumva și ridicată problema de către alți antreprenori, e cea legată de cazare. Aici anomalia stă în următor, cel puțin în percepția mea. Poate mă lămuriți sau poate, eu știu, aveți altă explicație. Cazarea este reglementată prin achizițiile publice ca o procedură. Deci trebuie operatorii, autoritățile contractante trebuie să parcurgă procedura de achiziții publice pentru a contracta cazarea. Însă, în același timp, prin ordin de ministru și respectiv prin codul fiscal, cazarea în cuantumul celor 230 de lei sunt încadrați la diurnă. Și din punct de vedere contabil, această încadrare are sens și ea există. Acum v-aș întreba de ce suprapunerea asta, pe de o parte, de ce nu se lasă pur și simplu această diurnă de 230 de lei să rămână diurnă și să nu fie nevoie să treacă printr-un proces de achiziție? Pentru că cel puțin operatorii de turism cred că ar fi mai fericiți lăsând libertatea reprezentantului instituției statului în limita acelei diurne pe care o primește pentru cazare, să-și aleagă liber unitatea de cazare pe care o dorește. Puteți explica de ce suprapunerea asta în legislație? Lucrurile, din punct de vedere al achizițiilor publice, sunt foarte relaxate în ceea ce privește cazarea. Serviciile de cazare intră pe anexa 2 ca excepție. Deci noi nu le reglementăm în mod expres prin legea achizițiilor. Până la 750.000 de euro merg pe procedură internă, deci le spune conducătorul unității cum anume trebuie să facă printr-o procedură aprobată intern. Din punct de vedere al codului fiscal, într-adevăr, sunt niște limitări și cred că merită să încercăm o dezbatere inclusiv cu Ministerul de Finanțe, poate și mai relaxează un pic această practică și modifică legislativ. Chiar sunt dispus să particip la dezbateri de genul ăsta. Deci, din punct de vedere achizițiilor, nu reprezintă o problemă nici în momentul de față. În SEAP, în SICAP, am observat că există totuși astfel de proceduri lansate de către autoritățile publice. Fac procedură efectiv pentru servicii de cazare. Da, dacă sunt peste praguri de 750.000 de euro, apar proceduri. Sub pragul de 750.000 de euro nu trebuie să apară nicio procedură. Okay.
V-aș întreba pentru că sunt situații în care agenții economici, întreprinderile mici și mijlocii, ajung cu procedura de licitație publică în a o contesta, pentru că consideră ei că undeva ceva nu a funcționat corect din perspectiva lor, poate argumentat juridic. Întrebarea este, pentru că rețin în cel puțin în anii aceia 2012, poate și mai devreme, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor părea o instituție independentă. Acum, evident că nu o să puteți să-mi răspundeți altfel, dar credeți că s-a schimbat ceva în percepția agenților economici în relația cu CNSC-ul? Pentru că de cele mai multe ori, probabil că sunt și agenți economici care și-au făcut o profesie din a contesta și blochează licitații, foarte adevărat. Însă, cred că în trecut, cel puțin, nu priveai cu ochi buni neapărat contestarea, sperând că, într-adevăr, vei câștiga. Adică plecai la acest drum convins, fiindcă tu ai dreptate, dar totuși șansele pe care ți le oferă CNSC-ul la vremea respectivă, resubliniez, nu erau foarte mari. Astăzi cum stau lucrurile? Această instituție este subordonată această instituție? Această instituție este subordonată Parlamentului, după câte știu eu, deci este un organism independent, este un organism cu activitate administrativ-juridică. În ceea ce privește sistemul de remedii. CNSC-ul a evoluat destul de mult în ultima perioadă. Noi monitorizăm inclusiv aceste decizii ale CNSC-ului și să știți că au ajuns să dea niște decizii extrem de bune în termenele legale, adică au 15 zile, se încadrează în termene. Bineînțeles, mai sunt probleme și la ei, dar am văzut că ușor, ușor se modernizează și această instituție. În planul nostru de modernizare i-am avut în vedere și pe ei. Momentul de față lucrurile se întâmplă în felul următor. Licitațiile sunt în cea mai mare parte online. Noi, autoritatea contractantă în momentul când este contestată, trebuie să printeze din SEAP, să scrie pe colțul din dreapta conform cu originalul și să trimite la CNSC. Metri cub de hârtie. La fel și operatorul, metri cub de hârtie. Prin ordonanța 23 am introdus niște lucruri și lucrăm acum și la modificarea SEAP-ului. Vrem ca cele 11 completuri din cadrul CNSC să acceseze tot dosarul achiziției din SEAP, să nu mai se trimită acele mii și mii de hârtii. Operatorii economici știți că dacă cel contestatar, dacă dorește să vadă dosarul achiziției, se duce și plătește un xerox acolo la parter. Eu când lucram la unul dintre operatori economici am plătit la acel xerox 11.000 de ron, ceea ce mi se pare o sumă inimaginabilă, când putem să o facem gratuit. Cu ajutorul SEAP-ului, inclusiv toate aceste reguli să fie stabilite, cine să vadă, cum să vadă și să circule numai acele contestații. Acum avem și reglementată semnătura electronică, pot fi transmise și semnate electronic, să trecem într-o altă eră digitală. Cred că la CNSC lucrurile se întâmplă bine, au intrat pe un parcurs normal. Am înțeles. Că tot ați vorbit de costuri, am o întrebare, cel puțin din curiozitate, nu a fost vreo întrebare venită de la antreprenori, însă rețin că am fost și în ceea ce mă privește împotriva procedurilor de achiziții publice, făcând parte dintr-un consiliu de administrație al aeroportului din Sibiu,
am interzis departamentelor comerciale să mai practice taxarea licitațiilor publice pentru participare. La vremea respectivă, cel puțin, exista o taxă mică, dar care crea mai mult deranj decât, eu știu, acele costuri pe care se presupunea că le-ar fi salvat taxând operatorul economic. Acum, mă întorc la dumneavoastră și vă întreb, face sens acea taxă de 40 de lei pentru care un operator economic trebuie să o plătească astfel încât să acceseze platforma, așa cum acei 2 lei pe produs pe care ar trebui să și-l încarce în catalogul, dacă vrea, evident, în catalogul de produse din contul lui. Pentru ce sunt aceste taxe? Vă gândiți ca un fel de autofinanțare, să strângă atâția bani la în conturile ANAP încât să facă sens? Și vă spun de ce. Pentru că de cele mai multe ori problema pe care o văd este cea legată de birocrația pe care o creează această taxă. Pentru că în momentul acesta, nu știu dacă aveți în plan, în momentul acesta platforma nu permite, spre exemplu, plata cu cardul acelor bani. Sper că nu greșesc. Și metode de plată care de altfel ar putea debloca automat contul, așa cum se întâmplă peste tot la alți operatori economici privați, în care se plătește cu cardul și în timp real îți deblochează, nu știu, internetul sau orice altceva în momentul în care s-a făcut plata cu cardul. În cazul agenției pe care o conduceți, înțeleg că se trimite în continuare acel ordin de plată, se așteaptă 3-5 zile lucrătoare până banii intră în contul agenției, după care se validează contul și agentul economic care are acces la cont. Mă gândesc, sincer, și în situațiile în care el descoperă, poate e un nou venit în acest domeniu, descoperă o licitație publică lansată de o autoritate contractantă, evident că trebuie să parcurgă această etapă cu plata, cu confirmarea plății, cu confirmarea contului. Sunt zile pierdute, 5 zile, 7 zile lucrătoare, timp în care el poate pierde timp prețios să-și pregătească documentația sau, după caz, eu știu, să poată aplica astfel încât să fie în termenele impuse de autoritate. Poate mi explicați de ce o mențineți, pentru că chiar nu cred că vă creează atât de multă plus valoare. Da, nu o menținem noi. Noi am propus să o scoatem. Deci platforma SEAP nu o administrează ANAP-ul. O administrează ADR-ul. Iar aceste taxe au fost introduse, dacă nu mă înșel, în anul 2014, în luna ianuarie, s-a înființat fostul AADR și acel AADR a fost o instituție pe venituri proprii. Acum noua instituție ADR, un singur anul cu 2 de A, cred că este finanțată de la bugetul de stat. La Camera Deputaților, la Comisia de Industrie, există PLX 419 și a fost o propunere și noi am validat-o de a scoate aceste taxe, care creează într-adevăr un disconfort. Acea poziționare, de exemplu, de 2 RON din catalogul electronic poate fi refolosită în timp de un an de nu știu câte zeci de ori. Deci venituri mari nu creează un disconfort. În ultima vreme funcționează și cu cardul, să știți, dar încă o dată, nu cred că reprezintă pentru statul român mari încasări la bugetul sau în cadrul acelei agenții ADR. Și tocmai de aceasta noi am fost și de acord și probabil după ce va trece acel PLX 419 va fi scoasă în totalitate această taxă. Am înțeles. Mi-a fost ridicată ca problemă o practică care astăzi se regăsește în SEAP, respectiv o bună parte din, nu cei mai mulți, dar o bună parte din autoritățile contractante, în cazul achizițiilor directe, apelează la produsul pachet. Iar acolo înțeleg că
Sunt situații în care descurajează destul de mult operatorii economici, în sensul în care acel pachet, cumva, dincolo de faptul că nu cuprinde date suficient de clare încât să se înțeleagă cantitățile sau prețurile, dar nu tot timpul. Am văzut și pachete și chiar am verificat pe SEAP în care sunt detaliate produsele, prețurile unitare, fie luate din catalog, fie ofertate. Însă înțeleg că sunt și situații în care se folosește generic termenul de pachet și cumva acolo percepția operatorilor economici, a unora, nu a tuturor, este că sunt pachete clar făcute pentru un operator sau altul. Este reglementată acesta pentru că pachet, în primul rând, că nu există, cel puțin din cunoștințele mele, poate mă contraziceți dumneavoastră, nu există ca și cod CPV. Nu? Greșesc? Nu există ca și cod CPV. Achiziția directă este o excepție de la proceduri, iar nu este reglementată de către Uniunea Europeană. Noi am reglementat-o noi, în sensul de statul român a fost reglementată pe mai multe praguri. Și aici o să mă refer la produse și servicii, anume avem un prag până la 4.500 de RON când autoritatea poate achiziționa în mod direct, adică are anumite necesități, se duce și cumpără inclusiv cu bani cash pentru diferite urgențe pe care le are. Între 45.000 de RON și 70.000 de RON poate achiziționa offline prin cu o singură ofertă, adică să trimite către un operator economic și să primească o ofertă. Între 70.000 de RON și 100.000 de RON, cu 3 oferte offline și peste 100.000 de RON până la 135.000 de RON, numai prin SEAP. Lucrurile aici sunt un pic discutabile, adică, nu știu, 70.000 de RON nu-s bani puțin, sunt 15.000 de euro. Pentru un IMM înseamnă bani destul de mult. Corect. Probabil că o să intrăm un pic cu niște recomandări în zona aceasta ca lucrurile să se întâmple prin platforma SEAP și nu exact cum a spus dumneavoastră, nu cu pachete, nu, da. Pur și simplu să se depună în secțiunea în care sunt invitații și să operatorii economici să depună în mod transparent fiecare acele oferte fără să ia produsul direct din catalog. Dacă nu există produs în catalog, pur și simplu să pună în cealaltă secțiune. Are mai multe secțiuni achiziția directă în cadrul SEAP. O să venim în cadrul unor ghiduri cu niște reglementări mult mai exacte pentru a ajuta și acele IMM-uri de bună credință să acceseze și sumele. Chiar dacă pentru autoritate sunt mici, pentru ei reprezintă probabil niște sume importante. Da. O ultimă întrebare ar fi cea legată de digitalizare. Tangențial am mai atins-o în dezbaterea noastră, în dialogul nostru. V-aș întreba cel puțin ca și perspectivă, când reușim, când estimați dumneavoastră, dacă există un orizont de timp pe care vi l-ați asumat sau vi l-ați propus, evident că depindeți mult și de alte autorități, nu sunteți singurul în această ecuație, însă oare când reușim să scăpăm de această birocrație a documentelor pe care de altfel cu un click, distanță, s-ar putea obține o interogare directă a SEAP-ului la nivelul ANAF-ului pentru un certificat fiscal sau la ONRC pentru un certificat constatator, ori la ANI pentru un conflict de interese sau orice instituție care este cumva parte din procesul de achiziții publice. Ce părere aveți sau ce informații aveți sau ce proiecte aveți în acest sens de digitalizare încât să scăpăm sau să eliberăm operatorul economic care ar trebui să se concentreze mai degrabă pe chestiuni mult mai aplicate, mai practice, partea de ofertă, să-și identifice cei mai buni furnizori și așa mai departe, să fie competitiv și să nu-și piardă timpul alergând de la o instituție la alta pentru a produce documente pe care, evident, SEAP ar putea să le obțină printr-o simplă interogare.
online. Da, mulțumesc pentru această întrebare. Este o întrebare dragă mie, fiind un domeniu pe care îl iubesc atât de mult, zona de IT. Am luat încă din ordonanța 23 din februarie, am luat deja primele măsuri, zic eu, importante. Lucrurile se vor întâmpla în niște etape. Și anume, ce am făcut în această ordonanță? Noi avem o direcție, cred că cea mai importantă direcție din cadrul ANAP, direcția ex-ante. Acei verificatori care mergeau în cadrul autorităților contractante și, vă spun, nu aveau acces în SEAP, luau xerocopii sau printuri din SEAP de la autoritatea contractantă și le duceau la sediile noastre din teritoriu sau din sediu central, le verificau pagină cu pagină, în așa un fel încât lucrurile se întâmplau într-o birocrație, da, extremă, extrem. Am modificat legislativ și încă de la până să intre problema cu COVID-ul, verificatorii ANAP nu mai pleacă în teren. Verificatorii ANAP au conturi în SEAP, primesc semnături electronice, acele avize electronice, o parte din ei au primit deja, mai sunt în teritoriu, trebuie să le primească și ceilalți colegi, vor semna acele avize electronic, în așa fel încât am redus la zero interacțiunea între angajatul ANAP, funcționarul public ANAP și autorități, în așa fel încât nu mai avem nicio discuție de interacțiune, că au dictat cum trebuie să fie, ce trebuie să fie. Deci am creat așa o imparțialitate stând în fața unui calculator fără să mai meargă la fața locului. Asta a fost una dintre măsuri. Dar cealaltă, v-am spus, cu CNSC-ul, prin care dorim să eliminăm de acolo toată birocrația și să scoatem hârtiile. Ulterior vom încerca și cu curțile de apel o discuție. Sper să avem și în zona aceasta un interlocutor și să ne ajute și dânsii, că până la urmă lucrurile se vor întâmpla mai ușor și pentru dânsii. Am văzut că în cadrul ADR există discuții și există platforma ghiseu.ro, în care numai persoanele fizice sunt înrolate în momentul de față. Ei au discuții să înroleze și operatorii economici. Atunci acele certificate se vor întâmpla într-un fel anume, adică la un click distanță, în câteva momente. Să sperăm că vor reuși și lucrul acesta. Plus că intenția mea este de a crea inclusiv anumite registri, deci de a informatiza SEAP-ul din ce în ce mai mult. Și acești registri ce aș vrea să conțină? În primul rând să avem un registru a experților și nu neapărat experții în achiziții publice. Și aici vorbim de experții, cei care participă în proceduri, inginerii, economiștii, să avem o bază de date a lor, să avem registri pentru firmele cu domenii de interes. Gândiți-vă cât de ușor, dăm o chestie palpabilă, un exemplu palpabil, dacă noi aveam niște registri cu toți furnizorii și cu toate firmele care furnizau echipamente medicale în această perioadă, cât de ușor se întâmplau anumite lucruri sau cât de ușor puteam să facem niște acorduri cadru și să participe acești operatori, să vină să contribuie pentru a depăși acele momente critice prin care a trecut poporul român. Cam astea sunt ideile pentru viitor. Și informatizând vor greși mai puțin și autoritățile contractante, oamenii care lucrează în autoritățile contractante, mai avem o zonă neacoperită. Niște procese, practic, prin informatizarea asta. Da, mai avem o zonă care este foarte puțin acoperită în această perioadă și anume controlul ex post. Controlul ex post înseamnă după semnarea contractului de achiziție publică, nu mai este în cadrul ANAP, este în cadrul curții de conturi, dar dacă
vom reuși să informatizăm. Gândiți-vă că acest control se va putea face foarte ușor cu niște drepturi de acces în cadrul platformei SEAP. Atunci se vor face niște controle, se vor scoate niște date, se vor putea corecta anumite lucruri și autoritățile vor ști la un moment dat că sunt și verificate chiar fără să știe și atunci lucrurile vor fi tratate cu multă, multă seriozitate. Domnule președinte Cojoacă, vă mulțumesc mult pentru prezență. Vă doresc mult succes în ceea ce faceți. Sper să fi reușit atât dumneavoastră cât și eu să aducem un plus de încredere întreprinderilor mici și mijlocii, astfel încât să se alăture platformei e-licitații.ro și să subscrie licitațiilor publice, pentru că în astfel de vremuri, și nu numai, cred că este o gură de oxigen bună, astfel încât să depășim cu bine aceste momente. Vă doresc mult succes încă o dată, mii de mulțumiri pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc și vreau să vă mai fac așa o dezvăluire de ultim moment. Lucrăm, încă de ieri am început să discutăm despre o nouă strategie în domeniul achizițiilor publice și să știți că va fi centrată pe operatorul economic. Părerea mea este că așa vom ajunge la dezvoltarea acestei țări, dezvoltând și întărind până la urmă operatorii economici din România. Așa cum vă spuneam înaintea intervenției domnului Cojoacă, vă voi prezenta pe scurt care sunt pașii pentru accesarea licitațiilor publice. Un prim pas ar fi să intrați pe platforma e-licitații.ro și să faceți căutări de licitații pe domeniile dumneavoastră de activitate, pe raza județului dumneavoastră sau din țară. Am făcut această simulare zile trecute și m-am bucurat să regăsesc proceduri lansate în diferite domenii de activitate, care se potrivesc mănușe pentru întreprinderile mici și mijlocii. Dacă vi se par atractive cererile de achiziții publice, vă recomand să parcurgeți cu răbdare legislația care guvernează achizițiile publice, respectiv Legea Achizițiilor Publice 395 din 2016 și Legea 101 din 2016 privind căile de atac și contestație. Toate aceste legi sunt armonizate în 2016 la legislația europeană. Presupunând că veți parcurge legislația mai sus amintită, vă invit ca pas următor să faceți un cont pe platforma www.e-licitații.ro. Veți avea de plătit 40 de RON înscrierea, veți aștepta până la confirmarea încasării circa 3-5 zile lucrătoare, astfel încât să o puteți accesa. Mai apoi vă veți configura contul prezentându-vă firma, serviciile sau bunurile pe care le puteți livra. Puteți chiar iniția cataloage de prezentare a produselor pe care le furnizați, plasând prețuri, poze, descriere. Fiecare poziție din catalog va costa 2 lei, însă acest catalog vă ajută în cazul procedurii simplificate, mai exact a achizițiilor directe. Procesul de licitație publică se desfășoară astfel. Autoritatea contractantă publică anunțul, iar dumneavoastră, funcție de domeniile de interes selectate, veți fi anunțat direct de platforma www.e-licitații.ro despre inițierea procesului de achiziție publică. Asigurați-vă că faceți download la întreaga documentație, verificați termenele maxime de depunere a ofertei. În aceeași zi vă propun să subliniați toate cerințele speciale din documentație și să vă stabiliți un calendar pentru realizarea sau obținerea acestora. În primul rând, verificați dacă din punct de vedere al cerințelor tehnice puteți furniza serviciul sau produsul solicitat. Mai apoi, verificați în ce măsură puteți asigura documente din care să rezulte experiența similară pentru un proiect asemănător din punct de vedere al cerințelor, dar și al valorii contractate. Mai exact, veți putea proba cu o comandă sau cu un contract semnat și ștampilat cu produse sau servicii livrate, cu un proces verbal de primire-predare a acelor produse sau servicii.
Practic se urmărește, pe de o parte, că puteți dovedi că ați putut livra acele produse și servicii contractate, iar pe de altă parte se dorește să puteți proba că valoarea acelui contract ori comanda este una similară sau mai mare cu cea bugetată de către autoritatea contractată în licitația supusă procedurii. Experiența similară nu trebuie să fie realizată tot cu instituții ale statului, ci sunt acceptate contracte sau comenzi încheiate cu firme private. Totodată, trebuie să vă asigurați că până la deschiderea ofertei financiare, este o etapă a treia în procesul de licitații publice, veți putea furniza certificatul fiscal de la ANAF și certificatul fiscal privind taxele și impozitele locale. Ambele ar trebui să fie pe zero, pentru a nu le da motive autorităților de respingere, însă legislația achizițiilor publice permite o datorie înscrisă pe certificatele fiscale de maximum 10.000 de RON, fie la bugetul statului sau la bugetele locale. În cazul în care aveți mai multe puncte de lucru în localități diferite, se impune să prezentați certificate fiscale pentru toate punctele de lucru. Toate documentele furnizate de firma participantă la procesul de achiziție publică se încarcă în SICAP, fostul SEAP. În cele ce urmează o să vă prezint etapele pentru subscrierea la procedura simplificată sau licitația deschisă. În ceea ce privește achiziția directă, procedura impune cerere de ofertă sau achiziție pe bază de catalog încărcată în SEAP. În ceea ce privește parcurgerea procedurilor simplificată și a licitației deschise, trebuie să știți că sunt 4 etape. O primă etapă este etapa cunoscută sub denumirea de DUAE. Prescurtarea vine de la Documentul Unic European de Achiziții. Fază în care dumneavoastră veți încărca o declarație pe propria răspundere prin care confirmați că respectați condițiile de eligibilitate, că aveți experiență similară, că aveți cifra de afaceri cerută, că nu aveți datorii la stat mai mari de 10.000 de RON, ori că nu ați întrerupt ori cerut desfacerea unui contract de achiziții publice din culpa dumneavoastră. Dacă toate aceste cerințe de eligibilitate sunt îndeplinite, autoritatea la deschiderea licitației vă trece în etapa următoare de evaluare, respectiv evaluarea tehnică. Analiza în această etapă este pe caracteristicile tehnice ale produselor ofertate ori a serviciilor pe care le veți presta. Caracteristici care trebuie să îndeplinească minimum condițiile stabilite de către autoritatea contractantă. Dacă ați trecut cu bine și această parte tehnică, veți intra în evaluarea financiară. Platforma decriptând oferta financiară a autorității contractante. Evident, toate aceste etape sunt parcurse concomitent pentru toate firmele participante. Acceptul de a trece într-o etapă următoare, dacă etapa anterioară a fost confirmată, făcându-se în același timp pentru toate firmele. Autoritatea contractantă nu poate vedea oferta financiară înaintea primelor două etape. Se verifică oferta financiară să corespundă din punct de vedere al însumării valorii totale ofertate, se stabilește clasamentul și se redeschide sesiunea DUAE, prima etapă, doar pentru primul clasat, solicitându-se documente suport menționate în declarația pe propria răspundere. Fiecare etapă se încheie cu un raport al procedurii, iar la finalul procedurii se va face un raport final, ca ultima etapă a procedurii de achiziție publică. Autoritatea încarcă acest raport final al procedurii cu desemnarea clasamentului și al firmei câștigătoare. Toate firmele participante primesc prin intermediul platformei notificări la orice document sau răspuns pe care autoritatea contractantă îl încarcă. În cazul în care sunteți nemulțumit de rezultatul procedurii, puteți contesta la CNSC, Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, caz în care veți plăti o cauțiune pentru contestare. Valoarea acestei cauțiuni este stabilită prin niște praguri. Vă recomand să analizați foarte bine șansele de reușită, poate apelând la o casă de avocatură cu expertiză pe domeniul achizițiilor publice, deoarece riscați să pierdeți cauțiunea. Termenul de contestare a rezultatului procedurii este de 5 zile pentru procedura simplificată și 10 zile pentru licitația deschisă
evident, aceste zile sunt calendaristice. Cam atât despre achizițiile publice, despre modul cum puteți identifica noi canale de desfacere a produselor sau serviciilor pe care le puteți furniza. Sper să vă fi ajutat această emisiune. Sper ca inclusiv prezența președintelui Cojoacă să vă fi furnizat suficiente informații cât să doriți să accesați această soluție alternativă, contractând statul român. Vă veți face bine și dumneavoastră ca firmă, având o piață nouă de desfacere, cea mediului public, însă creați plus valoare și procesului de achiziții publice, banilor publici, prin creșterea numărului de participanți la procedură, blocând în acest fel posibilele rele intenții. În emisiunea următoare vă voi prezenta un plan de continuitate în domeniul Horeca, în special al industriei hoteliere, ca urmare a efectelor economice pe care le generează COVID-19, plan la care am lucrat atât eu cât și specialiștii în domeniu, din țară și din afara țării. Vă aștept în continuare pe info@infobiz.eu cu părerile dumneavoastră legate de o temă sau alta, cu problemele cu care vă confruntați, ori cu teme de emisiune propuse. Păstrați-vă sănătoși, pozitivi, urmăriți și distribuiți emisiunile InfoBiz. Vă mulțumesc, pe săptămâna viitoare!